Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Gemeni, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna iunie 2023, nu? 2023, că am rămas puțin blocată. Bun, și hai să vedem, arcana care urmează să vă reprezinte este arcana magicii anului, iată, manifestare. Aveți tot ceea ce vă trebuie să manifestați viața pe care vă doriți, dacă știți cum să faceți lucrul acesta din poziția aceea de pozitiv, de optimism, de entuziasm, de recunoștință ar fi cel mai indicat. Bun, atenție, da, cu această energie a magicianului vă spune foarte clar că sunteți într-o lună de manifestare rapidă a lucrurilor pe care voi le emiteți în eter, așa că fiți atenți ce anume emiteți. Hai să mergem mai departe și să vedem. Să vedem ce semnătura energetică, că era să trec la altceva. Hai să vedem o semnătură energetică pentru voi, dragii mei. Gemeni, și iată, se pun niște semințe în pământ pentru a crește ceva nou-nouț, că doar suntem la început de drum cu această energie a magicianului. Grounding, vedem aici împământarea, da, plantarea semințelor, așa cum spuneam, poate în unele cazuri este un îndemn la asta cât mai mult în natură. Nu știu de ce mi-atrage atenția pana, da, de pe această carte, atenție la sincronicități și mesaje pe care le veți primi din partea spiritului, altele decât primiți aici prin intermediul nostru. Stay away from drama, iată, ferește-te de drame atâta timp cât vei sta cât mai departe de tot ce înseamnă drame, cât vei sta cât mai departe de oameni care pică victimă acestei energii, haide să-i spunem așa, cu atât mai rapid, mai frumos și mai elegant vei aduce schimbări pozitive în viața ta. La fel de bine, da, îți spune și ție să nu mai dramatizezi lucrurile și să nu mai faci din țânțar armăsar, să iei lucrurile exact așa cum sunt, de facto, ar fi cel mai bine și cel mai indicat. Înțeleptul, păi nu dăm în dramă, intrăm în energia înțeleptului, acceptă ceea ce este, conștiința are grijă de toate, exact ce spuneam mai devreme. Nu dramatiza lucrurile, observă din poziția aceea de martor exact ce s-a întâmplat în acea situație, fără înfloriri, fără îmbrobodiri, fără croșetări și așa mai departe. Este ceea ce este, pot schimba eu ceva în această situație, da, îmi pot schimba doar răspunsul emoțional și felul în care văd și înțeleg anumite lucruri și cam atât. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru voi, dragii mei, gemeni, haosul lăuntric. De ce? Pentru că se dramatizează, de asta și spune spiritul, stai departe de drame, stai departe de starea de victimă, intră în starea de recunoștință dumnezeiască, pentru că ea este cea care îți va aduce ție lucrurile minunate pe care le dorești, da? Recunoștință, compasiune față de tine, față de cei din jurul tău. Lasă lucrurile alea din trecut în spate, resentimentul otrăvitor îl vedem aici, da, și haosul acela lăuntric. Da, ți s-au înfipt niște săbi în spate, da, ce să vezi, nu a fost corect, că nu, asta este. Dar nu mai sta acolo, nu mai rula filmul acesta, mi se spune din nou și din nou și din nou în mintea ta, pentru că nu o să te ducă la niciun lucru bun. Poate are legătură cu această energie sexuală, acea, mă rog, trădare sau ce a fost acolo, nu știu. Puterea profund transformatoare, binefăcătoare este în tine. Puterea creatoare este în tine. Dă-ți voie să redescoperi această putere, îți spune spiritul, și să-ți dai voie să creezi ceva fain, ceva frumos, ceva stabil. De ce nu cu această energie a împăratului? Poate ești o fire creativă, iată-te o lună bună în care să pui în practică această creativitate a ta, din care, da, din semințele acelea vor ieși niște lucruri foarte, foarte frumoase. Dar totul depinde de tine și să nu te mai atâta, da? Să nu mai fi drama queen. Bun, hai să mergem mai departe cu mesajul din mesajele, mai bine spus, din partea doamnei lună, și să vedem ce avem noi aici. Bring love into the situation, exact. Fă lucrurile cu iubire, adu iubire și lumină în orice situație din viața ta. Acolo unde simți că vine norul negru, acolo unde simți că vine maimuța, vine furia și așa mai departe, adu conștient lumină, adu compasiune, adu recunoștință
și ai să vezi cum ai să transformi toate situațiile urâțele din viața ta în ceva frumos și ceva care să-ți folosească. Ce-ți mai spune spiritul pentru această lună este că ai nevoie de niște planuri, ai nevoie de o structură concretă, solidă. Poate unora dintre voi, dragii mei, mă scuzați, le lipsește partea aceasta practică. Fiind și o energie a aerului, gândiți foarte mult, visați foarte mult, foarte multe proiecte și construcții în plan mental, dar este nevoie să le aduceți aici în concret. Și unii dintre voi nu faceți lucrurile acestea pentru că nu aveți suficientă încredere în propria persoană și îți spune spiritul, ai încredere în tine, ai încredere în talentele tale și îți voie să mergi, bineînțeles, mai departe. What do you need to release? Ce anume ai nevoie să eliberezi? Am văzut, în primul rând, resentimentele vis-a-vis de ceva ce s-a întâmplat în trecut, care creează acel haos lăuntric. Ia câte oportunități frumoase cu soarele învărsător care vin către voi, dar vă cer să fiți pregătiți pentru schimbare. Ceva trebuie să se schimbe, în primul rând, în voi, da? În structurile voastre și poate să fiți ceva mai pragmatici, da? Comunicare, negociere, vedem la orizont, poate și deplasări în străinătate pentru unii dintre voi și din nou o dăm cu acceptarea. Un lucru extrem de important pentru voi și un cuvânt, de fapt, cred că o stare extrem de importantă pentru voi în această lună, dragii mei gemeni, este acceptarea. Vedem mulțumirea, asta este cuvântul potrivit, mulțumirea lucrurilor sau rezultatelor, da, pe care le veți vedea în urma muncii voastre. Semințele sunt acolo în pământ sau urmează să le plasați voi în pământ acolo. Dacă nu le udați cu drame, dacă nu le udați cu haos lăuntric și așa mai departe și le veți pune, le veți turna iubire și compasiune și mulțumire și recunoștință și toate lucrurile bune, veți avea niște rezultate de care veți fi foarte, foarte mulțumiți. Bun, hai să vedem și Sfântul Osho cu ce mesaje vine către voi. Iată-te înflorirea. La acea înflorire se ajunge în starea aceea de calm, de liniște, de pace. Iată-te la această cucoană care stă pe lotus. Nu pare să aibă conflicte interioare și nu pare să aibă resentimente. Uite fricile, uite cartea diavolului. De acolo trebuie tu să ieși din acele limitări. Uite, da, despre asta vorbim, furia aceea lăuntrică. Războiul acela din interiorul tău care nu face decât să te limiteze, dar vine momentul și fiecare zi este un moment potrivit să ieși de acolo. Vedem cartea aceasta a lucidității, da? Faptul că vă veți vedea poate pe voi altfel sau veți vedea anumite persoane sau anumite situații altfel decât le-ați văzut până acum. Veți înțelege că au fost doar niște proiecții pe care voi le-ați făcut asupra anumitor persoane din viața voastră sau anumitor situații, pentru că avem talentul acesta extraordinar de a proiecta asupra persoanelor, da, sau situațiilor niște treburi din programele noastre mentale. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre o relație de iubire, acolo unde s-au făcut proiecții și inevitabil în urma proiecțiilor vin aceste așteptări care dacă nu sunt îndeplinite, n-o ce să vezi, ne doare la corazon. Ok, și vedem și cartea soarelui. Da, soarele până la urmă iese, vorbim și despre copilul interior aici. Pentru unii dintre voi, foarte interesant, cu cartea Marelui Preot și cartea Turnului s-ar putea să se încheie niște contracte, să se încheie niște, căsnicii, chestii de genul acesta, relații de lungă durată, parteneriate de lungă durată, haide să o dăm mai pe general, unde probabil voi ați proiectat soarele acolo și ce să vezi, a ieșit altceva. Hai să vedem și din partea lui Cupid. Nu este nicio problemă, dragii mei, toate se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple. Vedem și cartea tribunalului din partea lui Cupid cu numărul 23 care se reduce la 5 și vorbește despre schimbare. Ia căte și cartea femeii mature. A, puteți fi voi, poate să fie persoana cu care ați fost sau sunteți încă într-un parteneriat până în momentul în care vine turnul asupra voastră. Ia căte și niște bănuți sau un ajutor care vine pentru voi în legătură cu o situație, nu știu dacă
are legătură cu această carte a tribunalului sau nu, poate să aibă legătură cu ocupația, da? Cu locul de muncă, da, apar niște ajutoare sau poate chiar un loc de muncă pentru unii dintre voi, mi se spune, da, să se încheie acolo un contract nou, un parteneriat nou. Din nou te roagă spiritul să ai ceva mai multă încredere în tine și să începi să te vezi altfel, să te percepi altfel. Pentru că în momentul în care tu te vei percepe altfel și cei din jurul tău vor face la fel. Un mic semnal de avertizare acolo în legătură cu cineva mai tânăr decât voi, posibil o energie feminină, da, da, nu este obligatoriu, cineva care ascunde un adevăr sau, mă rog, ascunde niște informații când vine vorba de autorități, o să vedeți despre ce este vorba, ideea să vă uitați ceva mai atent. Hai să mergem mai departe, din nou vedem cartea justiției aici. Unii dintre voi veți avea de-a face cu justiția. Poate să fie vorba și despre restabilirea echilibrului sau, mă rog, a dreptății, dacă vreți să spunem așa, când vine vorba de emoțiile voastre. Unii dintre voi simt că aveți această nevoie de a se face dreptate, pentru că ceva s-a întâmplat acolo, dar a fost o mare nedreptate, v-a lovit la corazon. V-ați simțit cumva singuri sau v-ați îndepărtat de o anumită persoană, de o anumită situație, dar au rămas aceste conflicte mentale și această senzație de pierdere, da, în unele sufletele și este nevoie să se restabilească, așa cum am spus, ordinea, pacea și echilibru. Schimbări pe parte financiară din ceea ce vedem. Unii dintre voi, iată și cu cartea lumii, cartea universului, unii dintre voi sunteți, așa cum am spus, la un început de drum. Dacă până acum au fost fluctuații pe parte financiară, pe parte de bănuți, apare stabilitatea, vă spune următoarea carte, patru acestea de monede. Se încheie, da, acel capitol atunci când îi dai voie, iată și motive de sărbătorire aici, când se schimbă treaba pe parte financiară. Vedem și cartea Hermitului. Unii dintre voi cred că ați stat retrași singuri, ați stat în ale voastre destul de mult timp. Acum eu sper să fi stat în ale voastre și să fi lucrat la niște treburi, nu să fi stat așa, dar era în tramvai, cum zic eu. Dar am impresia că unora dintre voi vă era teamă să ieșiți din zona aceea de confort, da, vedem chakra rădăcină, următoarea carte. Și te-ai retras acolo tu să stai cumva la adăpost, dar vine momentul să ieși de acolo. Pentru că ceva ce ai așteptat să vină, vine către tine. Poate să fie vorba despre o nouă prietenie, poate să fie vorba despre o nouă iubire, de ce nu? Dar ieși din ascunzătoare. Ia că te vedem cartea autorităților din nou, este cartea împăratului. Da, e, cel puțin mie mi este destul de clar că unii dintre voi v-ați închis la nivel emoțional. Pentru că au fost problemuțe în copilărie, clar, cu chakra rădăcină, cu o figură autoritară, că e tatăl, că poate să fie mama, mătușa, nu contează, că nu trebuie să fie împăratul, mă rog, această figură autoritară să fie neapărat tatăl. Ceva acolo nu a fost așa cum ar fi trebuit să fie și nu a fost pe armonie și uite că vă urmărește acest lucru în viața voastră. Foarte bine, foarte frumos, roata norocului. O vedem aici după o așteptare, da, destul de lungă cu cartea temperanței, ceva se schimbă, dar depinde de o decizie pe care va trebui să o luați, că totul până la urmă ține de decizii. Wow! Peste 5-ul de monede vedem 10-le de monede, este o schimbare fantastică, cred că pentru unii dintre voi mai mult decât v-ați fi imaginat. Poftim și cartea 2-ul de cupe, cartea sufletelor pereche sau o prietenie foarte frumoasă, o colaborare foarte frumoasă. Pentru unii dintre voi colaborare care fie implică, da, călătorii, fie această persoană, nu știu, este de la drum lung sau va trebui voi să mergeți acolo, o să vedeți. Pot fi, mi se spune, sau poate fi un fel de competiție, că este interviu, că este cine și o preselecție, habar n-am, spiritul îți spune nu-ți fie teamă, poftim, ia că te reușit, o vedem aici, 2 de 4, vedem dublă stabilitate, lucruri foarte frumoase. Dacă vorbim, poftim și încheierea de contracte, da, sau înțelegeri, dacă vorbim despre relație, despre iubire, este o relație cu un potențial foarte, foarte fain. Ia uite abundența cum apare aici, se pare că unii dintre voi chiar ați lucrat la propria persoană foarte, foarte bine, uite de ce ai stat retras, de ce ți este teamă, ți este teamă de trădare, ți este teamă să
nu mai fi dezamăgit așa cum ai fost până acum. Nu știu, poate unii dintre voi ați fost dezamăgiți de acest rege de săbii, vă reprezintă cumva, dar mă rog, dacă și element al aerului. Cineva în zodie de aer cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de aer, sau cineva care v-a făcut să vă simțiți abandonați, respinși, sau mi se spune cumva neimportanți, sau poate chiar au luat ceva de la voi și v-au păgubit într-un fel sau altul. Da, este nevoie sau a fost nevoie de terapie, a fost nevoie ca voi să stați cu voi o perioadă retrași ca apoi să puteți merge mai departe. Ia să vedem. Da, după perioada aceasta de așteptare, după perioada aceasta de vindecare, iată-te, vine acest as de cupe. Pentru aceia dintre voi care nu au renunțat la această energie a iubirii, dar trebuie să știi clar ce vrei în viață, trebuie să știi clar ce anume îți dorești și să-ți asumi, da, acest lucru. De ce zic lucrurile acestea? Pentru că mulți dintre noi, da, spune, mamă, îmi doresc aia, aia, și când te pune universul față în față cu manifestarea ta, cam țâțâie fundul și nu prea știi ce anume ai de făcut. Poftim, și decizia despre care vorbeam este pe cartea împăratului, arhetipul tatălui, soțului, ceva nou apare la orizont pentru voi, dragii mei, va trebui să lăsați o energie veche în spate, poate reprezentată de acest împărat, și să mergeți către ceva nou, nouț, și cu asul de cupe și cu asul de monede. Ceva nou, ceva frumos, ceva care are, așa cum vedem, iz de câștig, de reușită, dar și, cred că e foarte important, de stabilitate. Și vine foarte, foarte repede către voi, pot fi și comunicări sau, mă rog, discuții pe care le veți avea pe marginea acestui subiect. Oportunități și de bani, dar și de prietenii sau de iubire. Hai să vedem și de aici, din amorul ghebos. N-am apucat nici să... Dau bine din mânuțe, new love. O nouă iubire vrea să vină către voi. De ce? Pentru că, ce să vezi, ați făcut această chemare a sufletului pereche și se îndreaptă în viața voastră. Unii dintre voi încă sunteți în relații de codependență. Atât este, sau au fost relații de codependență. Unii dintre voi sunteți singuri și mi se spune ați creat niște relații de codependență cu niște tabieturi, nu știu că neapărat tabieturi, cum se numesc, addictions, adicții, da? Și e bine să lucrați puțin acolo, da, uite, dezamăgirea de care ați avut parte unii dintre voi în trecut, poate în cadrul unei căsnicii, și că tocmai de-aia, da, cu patru de monede vedem acea închidere la nivel emoțional, la nivel de suflet. creștere, înflorire și expansiune, dar unde? Dincolo de acea teamă, de a lua decizii, și poftim, fericirea te așteaptă. Creșterea te așteaptă, înflorirea te așteaptă, dar tu ești cel care va trebui să-și asume riscul să fie fericit. Tu ești cel care trebuie să-și asume riscul de a merge pe acest drum nou, de a lăsa în spate zona de confort, pentru că vedem nevoia aceasta de siguranță, nevoia aceea de control, da, a mediului tău. Vezi ce faci tu acolo? Puțină furtună, vedem că se arată, dar spiritul îți spune nu te teme. Furtuna asta este generată de filmele din mintea ta. Este generată de maimuțele care joacă țonțoroiul pe la tine prin minte pe acolo. Ești protejat, ești în siguranță dacă tot asta îți dorești, tot ce trebuie să faci. Uite, poftim, new beginnings, noile începuturi. Este să ai curajul să profiți de aceste oportunități care vin către tine. Nimeni, dragii mei, nimeni nu poate să hotărască în locul vostru, nu are cum, da, spiritul poate să vă împingă, wow, oportunități extraordinare cu trifoiul acesta, cu patru foi, și dacă nu profitați de această ocazie, de această oportunitate, nu știu cât va mai dura până va veni în viața voastră, wow! Cartea sufletelor pereche, dragii mei. O oportunitate foarte, foarte frumoasă. Vorbim și de iubire, dar și de parteneriate superbe, da? Nu vă fie teamă, pentru că ați experimentat falsitate. Ați experimentat niște lucruri urâțele în trecut și, ce să vezi, v-au făcut să intrați în mecanismul de apărare. Unii dintre voi aveți un admirator secret, da? E cineva care, mă rog, vă dă târcoale pe acolo, dar... este cineva potrivit pentru voi. Vedem că spiritul ghidează această persoană către voi, dar voi trebuie să plecați de undeva. Fie că este vorba de construcții mentale, de felul în care v-ați comportat și ați reacționat până acum, sau poate chiar într-o relație sau un loc anume. Hai să vedem și de aici ce mai avem pentru dragii mei gemeni. Opa, opa!
Indecision. Un geam în vrea încolo, un geam în vrea încolo. Ce bine că sunt mai doi și nu sunt mai mulți. Ascultă, da, așa cum am spus de fiecare dată, vocea sufletului și să ai curajul să spui gata, nu vreau să mă mai învârt în cerc, nu vreau să mai experimentez lucruri pe care le-am experimentat și până acum și înțeleg că poarta nu este închisă, înțeleg că gardul este mic și că pot sări oricând și că nu sunt lipsit de putere. Am impresia că cineva v-a făcut să vă simțiți lipsiți de această putere. Nu știu, intenționat, neintenționat, nici măcar nu mai contează, a lucrat acolo la psihicul vostru și v-a scăzut cumva stima de sine. Din nou, decizia ia că trebuie să vă luați bagajelul, să schimbați direcția în viața voastră, tăiați cordoanele acestea energetice cu astfel de persoane din trecutul vostru, amintiri, obiecte și așa mai departe. Lucrați cu energia Arhanghelului Mihail, faceți aceste sesiuni de tăiere de cordoane energetice. Ar fi mult de discutat aici, știți unde să mă găsiți, aveți datele mele în descrierea oricărui videoclip. Da? Pentru că e mult de vorbit și nu avem timp acum, dar se pare că este un lucru important pe care l-aveți de făcut. Hai să vedem și mesajul din partea îngerilor, n-a ce să vezi. Chantal, care vorbește despre iubire și îți spune că fie ceva nou apare la orizont, fie cineva din trecut vrea să reaprindă flacăra iubirii și tu va trebui să alegi. Hai să vedem și din astea micuțe. Uite, două au venit și avem protection, protecția, că tot sunteți voi fierți pe protecție. Îți spune, nu ești singur. Întotdeauna există ghizii tăi spirituali și îngerii care te protejează, așa că nu ai de ce să te temi. Ce trebuie tu să faci este decide, să decizi. Este timpul să iei o decizie, cheamă ghizii tăi spirituali să te ajute și să te îndrume. Bun. Hai să vedem și din... Opa, opa, că fugea cea unica cu totul către voi. Hai să vedem ce avem aici. Opa, două. Și avem speranță. Da, 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 speranță. Cartea stelei și cheia. Păi, da, asta este cheia, da? Să ai întotdeauna această speranță și să știi că niciodată nu ești singur. Și întotdeauna, după furtună, bineînțeles, iese soarele, balalanță. Uite, pe cineva în zodie de aer, poate aveți de-a face cu această persoană sau vă spune spiritul să puneți, da, în balanță niște lucruri și stomac, voia de la stomac. Păi voia de la stomac, că sunt grijile și să înțelegem că zona aceasta a aparatului nostru digestiv are rețea neuronală, este unul din creierele noastre, că de-aia simțim noi niște treburi la nivelul stomacului. Din nou, foarte multe de discutat, cine este interesat se poate înscrie la cercul de spiritualitate unde discutăm foarte multe lucruri interesante și are loc din două în două săptămâni lunea. Bun, hai să vedem, iacătă, spiritul este alături de voi, vedem transformări, posibile transformări majore în această lună și cu îngerașul îmi spune cineva drag vouă, trecut dincolo, este alături de voi și vă ghidează, foarte posibil o energie masculină, am văzut 2244 pe ecran acum. Vă ghidează și uite protecția din partea acestei energii masculine care a trecut dincolo și ia câte două monede de 1 ne indică aceste începuturi, dar pot fi și începuturi în parteneriat cu cineva. Dragii mei gemeni, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iunie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.